Bună dimineața, dragi reprezentanți ai presiei și bună dimineața, dragi cetățeni. De 30 de ani, de când, iată că ne-am obținut noi independența, am impresia că permanent parcă trăim într-o perioadă de criză. Însă ultimul an, valul crizei se simte tot mai mult și cu consecințe tot mai grave. Și probabil, nu probabil, dar sunt sigur, că COVID-ul în mod special, situația economică, dezamăgirea oamenilor în politică, îi fac pe foarte mulți să plece din țară, să considere că șansa de a sta și de a realiza ceva în Republica Moldova este foarte mică sau deloc și valul de migrație și de plecări din țară este tot mai mare. Peste 3400 de persoane au decedat în acest an în Republica Moldova în 11 luni, în ultimele 11 luni, din cauza COVID-ului. În fiecare zi exprimăm condoleanțe familiilor celor care cândva au fost admirați de întreaga țară. Mergem la funerarii, la rude, la prieteni și în același timp ne rugăm pentru miile de oameni care se confruntă astăzi cu COVID și luptă pentru sănătatea sau pentru supraviețuirea lor. Și luptă pe cont propriu. Instituțiile statului au pierdut controlul la tot ceea ce înseamnă administrarea crizei pandemice sau economice și oamenii luptă pe cont propriu cu cheltuieli mari și cu venituri care tind spre zero. Astăzi, 1 februarie, începe sesiunea parlamentară de primăvară. Și în această perioadă se fac planuri, previzibilități, intenții, veți auzi multe și de la alte partide, inclusiv parlamentare, care sunt prioritățile pentru această sesiune. Însă lucrurile sunt destul de grave pe câteva categorii. Și pentru a ajuta oamenii, noi cei de la ProMoldova vom veni cu câteva priorități pentru această sesiune și ne vom axa pe domeniul sănătății sau medical, pe domeniul economic și pe protecție socială. Pentru a ajuta oamenii, ProMoldova a elaborat mai multe proiecte de legi, multe din ele, zeci din ele care au fost inițiate aici în Parlament încă în sesiunea precedentă și care au fost ignorate de majoritățile parlamentare sau de precedenta guvernare. Și ne referim aici la câteva proiecte de legi care ar putea astăzi să ajute cetățenii Republicii Moldova. Să putem să asistăm pe cei care, de exemplu, se tratează la domiciliu de COVID, ca să le fie compensate cheltuielile. Ca să putem să-i ajutăm pe cei care sunt în prag sau mai au puțin până la vârsta de pensionare și și-au pierdut locul de muncă, ca să iasă mai repede la pensie sau să iasă anticipat la pensie, ca astfel să poată să obțină o sursă de venit. Pentru a ajuta părinții care au copii de o vârstă mai mică, de grădiniță sau de școală primară și care trebuie să stea acasă în perioada în care se mai fac lecțiile online, ca părinții să poată să obțină concediu plătit pentru a sta și a întreține sau a supraveghea copiii. Toate aceste proiecte de legi, precum și multe altele care au fost inițiate sau sunt pe parcurs de inițiere de ProMoldova, sunt prioritatea noastră pentru această sesiune. Cu regret, astăzi avem un guvern în demisie. Un guvern de la care nu prea te poți aștepta la niciun ajutor. Și șansele ca să putem obține ceva sunt foarte mici de la un guvern care are puteri limitate și este în demisie. Cu acest guvern probabil am putea vorbi despre timpul de afară.
dar nu despre soluțiile pentru oameni. Este un guvern problemă și niciodată o soluție. În ultima perioadă de timp, am auzit foarte multe promisiuni de la precedenta guvernare sau de la actuala guvernare în demisie, foarte multe promisiuni în privința vaccinurilor. În întreaga lume, dragi cetățeni, se discută cât de important este să vaccinezi populația, să o imunizezi. Experții din întreaga lume discută despre iminentele probleme care apar de la transformarea virusului și de la existența câtorva tulpini deja. Și constată faptul că dacă nu se reușește în timp să se vaccineze populația, atunci transformarea virusului va merge mult înainte și chiar și nici vaccinurile nu vor mai avea rezultatul scontat. Aici, în Republica Moldova, la ora actuală, nu avem niciun vaccin. Dar vedem o competiție în cine aduce vaccinul mai repede. Vedem o competiție între echipa Maesandu și echipa lui Dodon. Pe mine personal nu mă interesează ce fel de vaccinuri vor fi în Moldova. Contează să fie vaccinul adus și populația țării să fie imunizată și astfel să salvăm vieți. În același timp, nu înțeleg de ce autoritățile și în acest context și în aceste circumstanțe nu începe o campanie de informare. Suntem interesați să știm care sunt categoriile de populație care vor fi vaccinate în primă sau în a doua etapă. Dacă vorbim despre personalul medical, care vor fi primii, câte mii de medici sau asistenți medicali sau personal medical. Când va veni timpul celor care sunt mai în vârstă și sunt în grupurile de risc? Cine face vaccinul? Are sau nu deja o școlarizare sau au fost instruiți? Unde se vor face vaccinele? Și ba mai mult ca atât, sunt sau nu efecte adverse? Ca cetățenii țării astăzi deja să știe cum stau lucrurile în privința vaccinurilor. O campanie de informare este extrem de necesară începând de ieri, de astăzi și nu atunci când vor fi aduse primele vaccinuri. Acesta ar fi un proces decizional transparent și corect, indiferent de guvernare, cu puteri limitate sau nu. Iată de ce noi cei de la ProMoldova am făcut și demersurile necesare în adresa instituțiilor sau așa numitor instituții, ce a mai rămas din aceste instituții, ca să vină aici în Parlament în primele zile ale sesiunilor parlamentare, a ședințelor plenare și să informeze clar publicul care este situația actuală și în privința pandemiei, dar și în privința măsurilor care se iau, inclusiv de prevenire prin aplicarea vaccinurilor sau a imunizării. Un alt subiect și un alt risc mare ține de situația economică a țării, a populației. Și aici mă refer, bineînțeles, la alocații, pensii și salarii. Astăzi este o mare enigmă și o nebuloasă ce ține de situația bugetară. Să încerci să afle astăzi dacă mai sunt bani în buget și pentru ce perioadă mai sunt bani pentru a plăti pensiile și salariile este aproape imposibil. Închipuiți-vă, dragi cetățeni, că eu sau colegi de-a mei, noi nu reușim să aflăm o astfel de informație. Dar ce să mai zicem de mass media sau de voi, care aveți poate acces mai limitat. După unele zvonuri sau unele ce se discută, bani mai sunt până prin mai, până prin iunie. Deja avem foarte multe informații că mii de oameni nu mai primesc salariile și nu mă refer aici la domeniul bugetar, dar chiar și la domeniul privat. Mulți rămân fără locuri de muncă. Mulți deja se împrumută pentru produse alimentare.
Dacă înainte cetățenii își mai luau de la microfinanțare împrumuturi pentru un frigider sau pentru a-și cumpăra un televizor sau o mașină de spălat, astăzi mulți se împrumută ca să pună ceva pe masă. Și este vorba de împrumuturi cu dobânzi foarte mari. Cine să răspundă la toate aceste întrebări? Criza economică s-ar putea să fie și mai mare într-o perioadă atât de incertă. Foarte mult în ultima perioadă se discută despre anticipate. Dacă aceste anticipate sunt organizate în interesul cetățenilor, atunci e una. Dar dacă aceste anticipate dorite de foarte, foarte mult de unii sunt în interes politic, atunci e cu totul altceva. Un guvern cu atribuții adevărate și nu limitate ar putea să aloce bani, să-i mute de pe un articol pe altul, să aloce bani măcar și pentru alegeri parlamentare care de altfel în buget astăzi nu sunt prevăzuți, iar alegerile costă. S-au promis foarte multe în campania electorală prezidențială. S-au făcut promisiuni inclusiv de președintele ales. Pe lângă instrumentul de guvernare și elementele legate de anticipate, s-au promis foarte multe legate de copii, familii. S-a promis 2000 de lei pentru familiile unde sunt copii. S-a promis ca pensia minimă să fie 2000 de lei pentru pensionar. S-au promis 2 miliarde de lei pentru dezvoltarea satelor. Sigur că timp încă mai este. Mandatul abia a început. Dar în goana noastră de a găsi un guvern, poate un an de zile de dezbateri și campanie electorale, apoi încă o perioadă de timp mai formăm majorități și investim alte guverne, timpul se scurge. Și noi vorbim aici de prețul fiecărei zile pe care o trăiesc locuitorii țării. Fiecare zi de tăgadă, de luptă politică, de incertitudine, de imprevizibilitate, ne costă în fiecare zi mai puțin cetățeni în țară. Mai mare dezamăgirea și chiar disperarea unora. Sigur că noi cei de la Promoldova vom respecta în tocmai voința cetățenilor. Iată de ce, la întrebarea dacă vom vota un eventual guvern propus de doamna președinte, vom lua o decizie în funcție de ceea ce își doresc cetățenii. Iată de ce noi am pornit o vastă campanie de discuții cu echipele din teritoriu, cu oamenii din sate, din localități și inclusiv consultări pe rețelele noastre de Facebook, de Telegram și chiar vă sugerăm să vă expuneți opinia. Între timp, până se ia o decizie în privința votării unui eventual guvern, trebuie să vorbim despre problemele oamenilor. Iar astăzi oamenii sunt lăsați voia sorții și oamenii din disperare și din neîncredere față de stat și față de instituțiile statului încearcă să supraviețuiască singuri, fără să mai aștepte ajutor din partea instituțiilor. Și aici mă refer și la lupta cu COVID, aici mă refer și la elementele economice și sociale, la educație, că e școală, că e grădiniță. La oamenii nu mai cred nici în clasa politică, nici în instituțiile statului. Și misiunea noastră, cea mai importantă, este să revenim la problemele cu care se confruntă oamenii. Să încercăm, prin acțiunile și prin deciziile noastre, a clasei politice și inclusiv aici, în Parlament, în sesiunea care urmează, indiferent cât de lungă sau cât de intensă nu va fi ea în timp, să găsim soluții pentru a uni țara, pentru unitate în societate. Dar cel mai important, soluții pentru oameni în problemele cu care se confruntă zilnic.
Noi vom propune pe ordinea de zi, inclusiv din această săptămână, adresându-ne atât biroului permanent cât și plenului, mai multe proiecte de legi venite anume să rezolve problemele oamenilor. Iar chestiunile și dezbaterile politice ce țin de guvern-guvernare, pozițiile altor fracțiuni sau inclusiv dacă vom susține sau nu guvernul Gavriliță în acest caz, vom veni foarte curând cu deciziile după ce consultăm și cetățenii țării și echipele Promoldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, să fie într-un ceas bun și în speranța că înțelepciunea vor prevala și interesul cetățenilor va fi luat în considerare mai presus decât interesele partidelor sau a unora din clasa politică. Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună! Succes!